Bună ziua tuturor! Mă numesc Sârbu Rodica și astăzi continuăm discuția destul de importantă, și anume capacitatea sistemelor informaționale geografice de a analiza cea mai bună locație pentru afacerile din agricultură. De deci ce am ales această tematică? În primul rând că Agricultura este importantă, posibil că a fost lăsată cumva în umbră ca urmare a tehnologiilor, eu știu, sectorului serviciilor, dar însăși agricultura ar trebui să aibă prioritate și sper să vă conving prin intermediul următoarelor surse de informații. Deci, conform informației de pe diapozitiv, conform organizațiilor internaționale, deci se atestă că către anul 2050, practic, pe pământ vor fi 9,7 miliarde de oameni. De asemenea, către 2050, practic, 70% din populație va trăi în mediul urban făcând anumite statistici, deci analize, s-a identificat că dacă tempou de utilizare a resurselor naturale, tempoul de creștere a populației, se va menține, practic, la acea perioadă vom avea nevoie de circa 1,7 planete Pământ ca să ne continuăm viața așa cum suntem noi obișnuiți. De asemenea, în ceea ce privește alimentele, da, fie că vorbim de fitotehnie, zootehnie, practic, pretabilitatea suprafeței terestre de uscat pentru a crea, a crea produse alimentare, da? deci este de circa 50% din toată suprafața uscatului. De asemenea, dacă să vorbim de agricultură, agricultura care nu este durabilă, practic aceasta contribuie în mare parte la defrișarea pădurilor, pierderea habitatelor și biodiversității. Conform multor date statistice, care sunt mai optimiste, care mai pesimiste, practic, Necesarul de alimente va crește către anii 2050-2100 cu peste 50% față de zilele noastre. Dacă ar fi să analizăm și obiectivele de dezvoltare durabilă, practic primele care sunt setate, în primul rând, lupta cu sărăcia și cu foamea, care în principiu și sunt obiective legate între ele, da? De ce agricultura? Pentru că aceasta, în decursul istoriei, a fost forța motrice a dezvoltării și creșterii multor civilizații și economii. Aceasta adesea este numită știința cultivării plantelor și creșterii animalelor. Mai devreme am menționat despre creșterea numărului populației, care vine în contrast cu multe probleme legate de sursa principală de venit în agricultură, care este solul. Da? De asemenea, pe slide-ul respectiv observați o hartă în care este reprezentat tipurile de degradare a solului. Ele sunt foarte multe, fie că vorbim de degradare fizică, fie că vorbim de degradare chimică, fie că vorbim de eroziune, sau că este geologică, sau că este contemporană sau antropică, cauzată în primul rând de activitatea umană. Toate acestea vin în contrast cu ce am zis mai devreme, da? Necesarul populației umane și realitățile cu care ne confruntăm. Astăzi, mai mult ca oricând, nevoia de tehnologie modernă și aplicarea acesteia pentru a oferi soluții agriculturii poate fi atribuită creării de sisteme de informație despre locație care sunt capabile să asigure respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și mai mult ca în orice care al domeniu, locația în agricultură este primordială. De ce date avem noi nevoie când vorbim de agricultură? Desigur că ne interesează condițiile locale. În primul rând ne interesează temperatura medie, fie că e anuală, fie că e lunară, fică e în decursul perioadei de vegetație activă. Suma precipitațiilor, de asemenea, suma în decursul unui an, suma precipitațiilor lunare, da? suma distribuția sumei precipitațiilor în decursul fenofazelor active de vegetație, de asemenea, dacă vorbim de anumiți factori de risc care pot fi și aceștia analizați din punct de vedere spațial. Dacă vorbim de agricultură, să luăm fitotehnie, da, ne interesează înghețurile târzii de primăvară, distribuția, să zicem, fenomenului de risc, dacă să luăm grindina, vânturi dominante, reci în decursul perioadei de primăvară. Da? Sunt anumiți factori care cu siguranță vor influența productivitatea și calitatea recoltei din agricultură. Cel mai important aspect când vorbim de inițierea unei afaceri în agricultură, desigur că este solul. Practic, din cele mai vechi timpuri, solul, tipul de sol, textura granulometria, adâncimea apelor freatice au fost primordiale pentru afacerile în agricultură sau însăși pentru agricultură. Da? Sistemele informaționale geografice contribuie la identificarea celei mai bune locații, fie că este o inițiere a unei plantații de viță de vie, fie că este o plantație multianuală, fie că dorim să inițiem o afacere în zootehnie și avem nevoie de pășuni foarte productive. De asemenea, dacă vorbim de afacerile în agricultură, desigur că sunt sursele sigure de apă, fie că sunt apele de suprafață sau apele subterane, dacă, mă rog, legislația permite utilizarea terenurilor, cum au fost utilizate, da? Brațele de muncă, mai actual, dacă vorbim de analiza, să zicem studiu de fezabilitate la inițierea unei afaceri în agricultură, desigur că populația, calitatea populației, da? dacă să luăm studii, competențe, de asemenea, ar trebui să fie analizate și sistemele informaționale ne ajută în acest context. Concurența ar mai fi un exemplu care ar trebui să fie destul de bine luat în considerație când vorbim de inițierea unei afaceri în agricultură. ne mijlocit la sistemele informaționale geografice și cum ar putea acestea să ne ajute cu diferite surse de informații, pentru că când deținem informația, deținem controlul sau dacă mai putem spune ceva, ceea ce nu putem să măsurăm, nu putem să controlăm, prin urmare, amplasarea spațială ne ajută să îmbunătățim calitatea luării deciziilor pe care noi le avem. Sunt multe surse de date, după cum am menționat, fie că vorbim de preluarea informației de pe Google Pământ sau motorul Google Pământ, ne oferă fie că e amplasare, fie că e temperatură, fie că e suma precipitațiilor, mă rog, sau putem să preluăm datele Copernicus, de asemenea ne ajut cu anumite informații NASA și multe, multe alte surse străine care ne oferă uh, informație la nivel regional sau global. Totuși, uh, în contextul Republicii Moldova, consider că principala sursă de informații la care ar trebui să apelăm uh, este geoportalul național. Uh, aici găsim într-un browser, da, deci informația atât. Dacă să luăm zona climatică, solurile, anumite condiții de mediu, aspectul, anumite hărți topografice, sursele sigure de apă, această informație poate fi preluată fără a avea nevoie, să zicem, de un soft specializat. Este o sursă primară din care putem să preluăm informația respectivă. De asemenea, de pe Geoportal, dacă vorbim de afacerile în agricultură, desigur că analizăm solul, tipul de sol, textura, zona climatică, agroclimatică, după cum am spus, și sursele sigure de apă. Deci, după cum am menționat, este într-un browser, butonăm geoportal.md și în straturi putem identifica anumită informație de care avem nevoie. Pe diapozitiv, acum dumneavoastră observați altă sursă de informații. De deci, ce este acoperirea terenurilor? Vedeți că sunt datele oferite de Copernicus. Putem să descărcăm această informație și odată adăugată în programul nostru de lucru, în cazul de față este Quantum GIS, deci noi putem să prelucrăm această informație și să uh, luăm anumite decizii. În cazul de față, desigur că rezoluția este foarte importantă, suntem atenți la calitatea datelor. Pentru că dacă vorbim de sectoare mari, da, deci inițierea unei afaceri pe regiune sau pe sectoare mari este o situație, dar dacă vorbim de suprafețe mai mici, trebuie, în, dacă vorbim de sistemele informaționale geografice, trebuie să ținem cont de rezoluția informației spațiale. Acum ne-am la softul nostru cu care lucrăm, deci avem sursele de date naționale, infrastructura de date spațiale, care a fost elaborată conform directivei Inspire. O observăm pe categorii de date. Și ce ne interesează pe noi sunt seturile de date și da, serviciile. Ce înseamnă servicii? Odată ce avem un soft instalat, SIG, deci putem să adăugăm aceste servicii creând o conexiune cu datele respective și ulterior le încărcăm în Canvas pentru a putea prelua anumită informație. Desigur că în cazul în care vorbim de servicii, Ținem cont că avem nevoie să fie conexiune bună la internet și să le putem adăuga corect. Da? Deci, ca ulterior să fie reprezentate aceste date. Pe exemplu, pe ecran este reprezentat deci, interfața grafică QGIS cu care noi lucrăm adăugarea straturilor informaționale prin serviciile VMS și încărcarea în straturi. Ulterior observăm în primul, primul exemplu de ce este reprezentat solul, sursele sigure de apă. În al doilea exemplu observăm modelul digital al reliefului ceea ce spuneam mai devreme, da, că în agricultură este foarte important să cunoaștem panta, expoziția, declivitatea, accidentarea reliefului și multe, multe alte aspecte ce țin în nume de parametrii reliefului, da, și amplasării acestei, acestui sector. La lucrare practică, deci noi vom identifica da? Deci soluțiile oferite atât de uh, infrastructura de date globală, pentru că sunt o multitudine de surse libere și gratuite pe care noi putem să le preluăm, fie vom prelu uh, prelua informații de pe sursele naționale de date, fiind destul de valoroase, ca să le putem aplica în contextul în care dorim să inițiem o afacere în agricultură și să luăm cele mai bune decizii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem la aplicația practică.